Ce înseamnă, din perspectiva celor trei secole, anul 2014, denumit de Sfântul Sinod, anul Sfinților Martiri Brâncoveni? Sigur, este un moment extrem de important pentru viața bisericească din țara noastră pe parcursul întregului an. Rațiunea o reprezintă împlinirea celor 300 de ani, dar există și o anumită succesiune logică cu anul precedent, când am sărbătorit anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pentru că este știut faptul că domnitorul Constantin Brâncoveanu și l-a avut nu doar ca patron, ci și ca model pe împăratul Constantin, și mai multe din titoriile sale au primit chiar hramul acesta. Ce înseamnă de fapt martiriul său? El trebuie privit în contextul epocii. Chiar tatăl său și el a murit de moarte năprasnică, sigur nu în același context al mărturisirii credinței sale creștine, însă a fost ucis în timpul unei răscoale din țara românească și domnitorul a rămas orfan la vârsta de un an, fiind crescut de celebrii săi unchi Șerban Cantacuzino, dar mai ales de mari cărturari, Constantin Cantacuzino și Mihai Cantacuzino. În al doilea rând, un domnitor autentic, un domnitor responsabil pentru destinele neamului care i-a fost încredințat, știa că viața lui, în contextul politic al epocii, se desfășoară între libertate și martiriu. Erau războaiele dintre austrieci și turci, dintre ruși și turci. Domnii români se aflau sub suzeranitate otomană, însă aveau relații de frățietate creștină și cu Austria și cu Rusia. Și, mă rog, este știut, recunoscut faptul că Brâncoveanu a fost un extrem de abil și înțelept diplomat și s-a zbătut ca să țină acest echilibru între puterea suzerană lui și principatele sau statele, țările creștine. Însă, din păcate, de aici i-a și venit sfârșitul, iar lucrul acesta el l-a știut chiar din ziua în care a fost făcut domn. Slujba sa, aceasta este să rabde nevoile și să îndure greutățile și chiar să-și verse sângele în numele Domnului, Dumnezeului nostru, în numele lui Hristos, pentru credință, pentru a mea, spune el foarte răspicat, Biserică Sfântă, Ortodoxă și Apostolică, singura adevărată și deopotrivă pentru neamul meu. Și se vede că nu a fost doar un program politic al domniei sale, ci și un cuvânt profetic, pentru că peste 25 de ani lucrul acesta se va împlini pentru unica lui biserică, deși avea alternativa salvării propriei vieți și mai ales a vieții copiilor săi nevinovați și neimplicați în jocul acesta politic, totuși au rămas cu demnitate până la sfârșitul vieții în credința pe care el o considera singură adevărată, murind ca martir în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului, când Domnul împlinea chiar vârsta de 60 de ani.